Ei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog de pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Enes Iliu și astăzi mă aflu la Muzeul Național Cotroceni din București, aici unde intrarea este gratuită astăzi, fiind zilele Bucureștiului, și sunt foarte curios cum arată în interior acest muzeu, pentru că am înțeles că este foarte spectaculos, așa că haide să intrăm și să vedem ce surprize găsim acolo. Ei bine, istoria cotrocenilor a început acum 4 secole, pe când zona înconjurată de vestiții Codriai Vlăsiei cuprindea un sat și terenuri agricole. Renumele și strălucirea cotrocenilor încep însă odată cu domnia lui Șerban Cantacuzino, care deținea moșia încă din 1666. Acesta a ridicat ansamblul Cotroceni între anii 1679-1681 la vest de orașul București și a fost cea mai importantă ctitorie a sa. Acesta este Marele Salon Alb, sau Salonul Cherchez, care a luat naștere în anul 1925 la inițiativa reginei Maria prin comasarea a două încăperi de dimensiuni mai reduse, salonul de recepții stil Garnier Opera și marea sufragerie stil Renaștere franceză, cea în care, în luna august 1916, s-a semnat intrarea României în Primul Război Mondial. Pentru sufrageria regală, regina Maria a comandat o masă inspirată din povestea mesei rotunde a regelui Arthur, în jurul căreia sunt așezate 24 de scaune cu spătarele sculptate cu arborele vieții sau vulturi, dispuse alternativ, subliniind astfel concepția reginei de egalitate între bărbați și femei. Biblioteca regelui Ferdinand, singurul spațiu care s-a păstrat aproape intact chiar și după cutremurul din 1977. În epocă, biblioteca adăpostea fondul de carte al regelui Ferdinand, botanică, istorie, artă, etc., însumând 5.296 de volume. Acum biblioteca deține 2.500 de cărți din colecția regală. Salonul Florilor, fost salon de aur care era camera preferată a reginei Maria, amenajată chiar de ea, în care își găsea liniștea și inspirația. Piesa de referință o reprezintă pianul vechi de 146 de ani, achiziționat de la New York în 1876, la cererea reginei Elisabeta. Inclusiv George Enescu a performat de multe ori la acest valoros pian. Iar acum vă spun bine ați venit în sufrageria germană, în stil renaștere germană care reflectă gusturile regelui Carol I. Masa și scaunele, sculptate în lemn de nuc, provin din patrimoniul regal. Șemineul este realizat din marmură albastră de Muri, iar candelabrul este cel original. Iar acum am ajuns în holul de onoare, care este decorat în stil eclectic și inspirat din foaierul Operei Garnier din Paris. Scara monumentală din marmură italiană face legătura cu primul nivel al palatului, care adăpostește saloanele oficiale. De astăzi de la Muzeul Național Cotroceni din București. Mi-a plăcut foarte mult, sper că v-a plăcut și vouă. Scrieți-mi părerea voastră în comentarii. Mă bucur că l-am putut vizita gratuit și nu a trebuit să facem rezervare, pentru că de obicei trebuie să faci rezervare la acest muzeu cu câteva zile înainte. Ei bine, acum doar am venit cu buletinul, l-am arătat la intrare și am putut să avem acces în interiorul muzeului pe gratis. Nu am vrut să-l vedem pe tot, trebuia să facem rezervare pentru o altă parte a muzeului, dar măcar aceste stări pe care vi le-am arătat și vouă am putut să le vedem astăzi, de zilele Bucureștiului. Cu această ocazie am avut acces în interior pe gratis. Vă mulțumesc mult de vizionare, abonați-vă la canalul meu de YouTube dacă vreți să mai postez și alte clipuri de genul acesta cu muzee și nu numai. Iar până data viitoare, eu v-am pupat! De aici, de la Muzeul Național Cotroceni din București, o zi bună, pa, pa! Te-ai gândit vreodată cum ar fi să vezi tot ce-ți place în același loc? Pe canalul de YouTube Silviu Ene Oficial poți găsi știri interesante, evenimente importante, sfaturi utile pentru destinații de vacanță, dar și interviuri exclusive cu cele mai cunoscute vedete din România. Descoperă cea mai tare fuziune dintre știri, interviuri, evenimente și divertisment. Silviu Ene Oficial pe YouTube.